Noul local centru Boldrum & Conference este locul ideal pentru a realiza un eveniment memorabil, fie că este vorba de o întâlnire corporei sau o petrecere privată. Acesta este amplasat în centrul orașului Ploiești, pe Bulevardul Republicii numărul 65. Localul Centrum Ballroom and Conference se află în centrul orașului Ploiești, în Casa de Cultură a Sindicatelor la etajul 1, vis-a-vis de Catedrală, respectiv de Palatul Culturii. Centrum dispune de o suprafață cu deschidere amplă, ce oferă libertate totală în desfășurarea evenimentelor, având o capacitate de până la 200 de persoane pentru nunți, botezuri majorate sau banchete final de an. Acest local funcționează încă din 2017, până în prezent am avut nenumărate evenimente private, cât și evenimente corporate. Capacitatea sălii este de până la 200 de locuri și în funcție de dorințele clienților putem aduce până la 22 de ospătari, ceea ce ar însemna un ospătar la masă. Meniul este ales cu atenție, iar decorul, inclusiv scena și ringul de dans, pot fi configurate în funcție de necesitățile tale și a invitaților. Avem bucătărie proprie, sunt pregătite meniuri fixe, dar pot fi și meniuri personalizate în funcție de dorințele clienților. Prețul meniului începe de la 150 de lei. Echipa Centrum se ocupă și de mărturii în cazul nunților, de lumini arhitecturale și DJ sau formație. Printre serviciile auxiliare se numără invitații, mărturii, aranjamente florale, decorul sării, cât și formații, DJ, fum, lumini, orice și-ar dori clientul. Evenimentul este planificat cu grijă de la A la Z de către echipa Centrum, împreună cu tine, pentru a garanta că acesta va fi memorabil. Pentru a aduce sala la acest nivel, ceea ce înseamnă un standard de calitate maximă în România, au fost investite până la câteva sute de mii de euro. Invitații pot ieși pe esplanada Casei Sindicatelor, de unde se poate vedea atât Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul, cea mai impunătoare biserică din Ploiești, situată chiar în centrul orașului pe care îl domină prin turnul său central, cu o înălțime de 60 de metri, cât și Palatul Culturii, edificiu construit în secolul al XIX-lea. Ambele atracții sunt locuri preferate de miri pentru poze, dar și de tinerii de la petrecerile de majorat.